chiar dacă joi seara n-am putut să ne bucurăm de un rezultat favorabil împotriva Constanței, o să facem tot posibilul ca mâine seară, aici în sală, alături de suporteri, să creăm o atmosferă care să ne împingă la final spre victorie. Tu ai jucat la Baia Mare, ai ceva de demonstrat, o să joci cu ambiții în plus? Da, vă dați seama că orice jucător care pleacă de la o echipă își dorește să joace bine împotriva ei când o întâlnesc într-un viitor meci. Dar o să fac treaba și sper să iasă bine într-un final. Tu îi cunoști cel mai bine dintre universitari. Caracterizează puțin echipa băimăreană. Au un joc foarte, foarte bun 1-1 pe atac, plimbă foarte bine mingea din stânga în dreapta, pivotul lor creează foarte multe spații pentru jucătorii de la 9 metri, au extremele foarte bune și poartă un Anton care are un sezon fantastic până acum. Ne-am dorit cu toții să ne despărțim de suporterii noștri cu o victorie, însă întâlnim un adversar puternic, vicecampioana României, finalista Cupei României de anul precedent. Au o echipă experimentată, cu jucători de o valoare bună. Va fi greu, dar nu imposibil. Noi ne dorim și am muncit de după meciul cu Constanța pentru a câștiga meciul cu Minaur. Care-i starea de spirit în vestiar? Sunt probleme cu accidentări, cu absenți? Nu, mici dureri sunt la fiecare, normal. Suntem pe finalul turului de campionat. A fost uzură și e normal să mai apară mici probleme, dar nu vom avea absențe din lot probabil pentru mine. Baia Mare probabil vor veni mai montați după ultimul rezultat al lor din campionat, egalul de la Bacău? Sigur, pentru ei e un egal la o echipă ca și Bacău, ca o echipă ca și noi. E considerat probabil un eșec și vor pune mai multă presiune pe meciul de mâine, dar suntem pregătiți pentru acest lucru și suntem și noi montați pentru a câștiga meciul.